Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video v-am pregătit etalarea de tarot pentru anul 2021 pentru lei! Aceasta va fi o etalare generală, așa că este foarte important să vă uitați atât pentru zodia voastră, cât și pentru ascendent, lună, cât și orice alt semn zodiacal în care aveți 4 sau mai multe planete, pentru că toate acestea vă vor da informații suplimentare. Bun. O să ne uităm la fiecare lună din anul 2021 în parte și pe urmă o să scot câte o carte de clarificare pentru situația de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară pentru fiecare trimestru în parte, da? Bun, hai să începem să scoatem cărțile, nu o să vă mai țin cap pe acest, să vedem. Pentru ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie. Bun, energia anului pentru lei este temperanța, cumpătarea, cartea care reprezintă zodia săgetătorului. Ok. Pentru lei, energia acestui an va fi una de susținere, pentru că temperanța este cartea care în tarot reprezintă zodia săgetătorului și aceasta pentru voi face aspect de susținere, de trigon față de ascendentul sau soarele vostru natal din casa a 5 astrologică, din zona de astrogramă care vorbește despre creativitate, dragoste, iubire, fertilitate, relația cu copiii, dar și modul în care ne exprimăm creativitatea. Așa că va fi un an plin de susținere din toate aceste domenii de viață pentru lei. Bun, hai să ne uităm la energia generală pentru fiecare lună în parte. Anul începe pentru lei cu nouăle de cupe. Foarte multă împlinire, sunteți fericiți, sunteți mulțumiți de situația pe care o aveți în plan financiar, în plan emoțional, în toate planurile existenței, ceva vă mulțumește. Luna ianuarie este o lună în care vă uitați în urmă la tot ce ați reușit să realizați până acum și vă dați seama că ați reușit să faceți niște lucruri cu adevărat uimitoare. Toată această mulțumire și împlinire din luna ianuarie se transformă în luna februarie într-o nevoie de a avea mai mult. Adică voi sunteți într-un loc bun, sunteți împliniți, aveți un job ca lumea, aveți o familie, aveți, indiferent de ce aveți fiecare dintre voi, sunteți mulțumiți de locul în care ați ajuns. Dar în luna februarie vă dați seama că puteți mai mult, că se poate tot timpul să fie mai bine. Și lucrul ăsta cumva vă impulsionează să faceți o mișcare, să faceți o modificare. Poate să fie în relație, poate să fie la locul de muncă. Nu e neapărat să schimbați jobul sau să divorțați sau să renunțați la relație actuală, pur și simplu vreți să treceți la următorul nivel, să avansați, să obțineți mai mult, pentru că știți că se poate mai mult. Iar în luna martie vă văd mișcându-vă foarte rapid către noul vostru țel, către ceea ce doriți să obțineți. În luna martie aveți foarte multă energie, foarte mult entuziasm, sunteți puși pe fapte mari, vreți să mutați munții din loc. Și aici luna aprilie vine cu forța, cartea care în tarot reprezintă zodia voastră și vă aduce aminte că există mai multe tipuri de forță, mai multe tipuri de putere. Este puterea fizică, reușești să ridici greutăți mari fizice, este puterea intelectuală când reușești să treci peste greutăți mari intelectuale, mentale, este puterea emoțională când ai atât de multă forță emoțională încât reușești să-i ajuți și pe ceilalți să treacă peste niște momente mai grele din viața lor. Aici, în luna aprilie, leii vor trebui să demonstreze exact cât de lei sunt, cât de puternici sunt, să fie creativi, magnetici, mărinimoși, pentru că uitați-vă aici la simbolul infinitului.
puteți obțineți orice vă doriți, atâta timp cât acționați din integritate, atâta timp cât sunteți creativ, pasional, atâta timp cât vă place ceea ce faceți. Orice schimbări decideți să faceți în viața voastră, e decizia voastră să faceți aceste schimbări, nu vă obligă circumstanțele, nu vă obligă nimeni din exterior, pur și simplu voi sunteți atât de fericiți și de împliniți încât vă dați seama că se poate și mai mult și luați o decizie conștientă să treceți la următorul pas în existența voastră. Fie că e vorba de relațiile personale sau de relațiile profesionale, se poate mai mult, universul vă susține, vă arată că există foarte multe căi pentru voi de urmat și sunteți foarte entuziași să porniți în această nouă direcție. În primele 3 luni din an, cumva vă îmbinați partea sentimentală, ce vă doriți emoțional să obțineți în această viață și cu focul, pasiunea din interiorul vostru pentru a acționa în această direcție. Ei, al doilea trimestru vine exact la pol opus cu foarte multe blocaje. Și vedem aici încă din luna mai, cu 7 de monede, care este o carte care ne readuce aminte că lucrurile bune, lucrurile de valoare, lucrurile stabile, cer timp. Nu se vor întâmpla așa peste noapte, cum v-ați dori voi aici în martie cu 8-ul de bâte, ca totul să se întâmple așa, ieri dacă se poate. Nu, aici în luna mai, ceva din circumstanțele exterioare vă readuce aminte că lucrurile se întâmplă toate la timpul lor, nu puteți să grăbiți procesul natural și va trebui să aveți răbdare. Din păcate, această răbdare nu se prea mulează pe profilul interior al leilor, așa că aici în lunile iunie, iulie, august vă văd din ce în ce mai impacientați. Luna iunie vine cu un blocaj mental. Lucrurile nu s-au întâmplat exact așa de repede cum v-ați așteptat și începeți aici să vă panicați puțin. Nu e cazul de panică. Lucrurile se mișcă, chiar dacă se mișcă mai încet decât v-ați aștepta voi, ele se mișcă. Gândiți-vă la o floare. Cât timp trebuie să stea sămânța în pământ, să germineze, până când reușește să iasă din pământ și să se dezvolte planta. Și chiar și după ce apare primul lăstar, cât durează până când plântuța se dezvoltă și până când face frunze, muguri și de-abia mai apoi flori. Lucrurile au timpul lor, au orarul lor, care nu e neapărat și orarul vostru, al leilor, mai ales cu atâta energie focoasă, energie pasională, energie de foc aici în această etalare. Uitați, temperanța ca și energia anului, forța, zodia leului, zodia săgetătorului, 4 de bâte, 3 de bâte, 8 de bâte, foarte multă pasiune, foarte multă viteză, dar temperanța vă aduce aminte să aveți răbdare, să fiți cumpătați, pentru că lucrurile se întâmplă, chiar dacă nu la fel de repede cum v-ați dori voi, ele totuși se întâmplă și merg într-o direcție foarte pozitivă pentru lei. Când ajungeți aici în luna iunie la acest blocaj mental, răspunsul îl vedeți chiar la următoarea carte, la cartea din iulie. 4 de săbii, care vă aduce aminte să vă și relaxați. Să vă și bucurați de acest traseu pe care ați început, pentru că voi v-ați dorit acest traseu, voi v-ați dorit aceste noi challenge-uri, aceste noi provocări emoționale, financiare, intelectuale, de orice fel ar fi aceste provocări, voi le-ați căutat, voi ați plecat aici în goana mare în urma lor în luna martie. Amintiți-vă de felul în care vânează lei în sălbăticie. Ei nu aleargă ca nebunii toată ziua prin savană. Majoritatea timpului petrecut în vânătoare este în așteptare, în anticipare. Se camuflează în iarba înaltă și așteaptă momentul perfect pentru a acționa. Ei, la fel și pentru lei, este foarte important pe perioada verii, mai, iunie, iulie, august, să adoptați această energie a leului de anticipare, de camuflare, de momentul acela în care stați la pândă și încercați să găsiți momentul potrivit pentru a acționa, pentru că momentul potrivit o să vină mai târziu aici în septembrie,
Octombrie, noiembrie, decembrie, spre finalul anului, lucrurile o să înceapă din nou să se miște cu foarte multă repeziciune și atunci o să puteți să vă demonstrați exact forța voastră vitală, cât de rapizi sunteți, cât de agili și de puternici sunteți. Dar aici, pe perioada verii, este un moment de așteptare, de reîncărcare a bateriilor, mai ales aici pe luna iulie. Este foarte important să vă odihniți. Încercați, dacă puteți, în lunile iunie, iulie, august, să vă programați concedii, să vă programați niște activități din care să vă puteți reîncărca bateriile, astfel încât pe final de an să porniți iarăși în viteză către țelul vostru, către ceea ce vă doriți să obțineți. Pentru că dacă aici, în luna iunie, ați avut un blocaj în care efectiv nu mai știați ce să faceți sau erați bulversați sau chiar ușor panicați de felul în care se desfășoară lucrurile și în luna iulie luați un moment de pauză, de respiro, faceți un pas în spate, odihniți-vă, mergeți într-o vacanță, mergeți la munte, mergeți la mare, petreceți timp cu copiii, cu familia, cu prietenii, aici în august o să vină spânzuratul cu o nouă perspectivă, cu o nouă metodă fresh, inovativă de a vedea lucrurile și o să găsiți soluția pentru orice problemă ați avut aici în mai-iunie. Dar e foarte important să aveți și grijă de voi. E foarte important să vă acordați aceste momente de respiro, să vă încărcați bateriile, ca să puteți să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă, ca să puteți pe final de an să începeți din nou să porniți la drum și să împingeți lucrurile să meargă mai repede. Pentru că aici în luna septembrie avem treiul de bâte. Treiul de bâte este o carte de recunoaștere, de obținerea unor beneficii datorată muncii depuse în trecut. Și e posibil că aici anumite activități din martie, aprilie, mai să vă aducă foarte mari beneficii în luna septembrie. Dar e foarte important să nu vă impacientați aici pe perioada verii, pe iunie, iulie, august. Pentru că în octombrie vine și răspunsul pentru acest blocaj mental din luna iunie. Vine asul de săbi, sabia adevărului. Ies la iveală niște informații care în luna iunie erau ascunse, nu erau suficient de mature astfel încât voi să le puteți percepe, să le puteți înțelege. Și aici, pe baza acestor informații pe care le accesați în luna octombrie, în noiembrie și decembrie puteți să porniți din nou la drum, să construiți ceva pe niște fundații mult mai solide, pentru că acest 4 de bâte ne arată fundații solide, iar pajul de monede un nou început financiar. E posibil ca în luna decembrie să vă dați seama că mai aveți multe lucruri de învățat și să vă înscrieți la anumite cursuri sau să faceți pașii necesari pentru a obține această cunoaștere care vă este necesară în plus, astfel încât să vă duceți afacerea, inițiativa la un nou nivel, la un nivel net superior. Bun, și acum hai să începem să clarificăm fiecare trimestru în parte, din punct de vedere al dragostei, al sănătății și al situației financiare. Hai să vedem. Pentru primele 4 luni, pe dragoste avem pajul de monede, pe sănătate avem karma și pe bani, carieră, situație financiară, 9 de cupe. Ok, o etalare interesantă. Hai să le luăm pe rând. În situația de dragoste, pajul de monede ne vorbește despre o relație care evoluează greu, încet, dar... Și aici e un mare dar, evoluează către o direcție foarte, foarte, foarte stabilă. Și aici cu 9 de cupe, 8 de cupe, mi se pare că leii s-ar putea să fie ușor nemulțumiți de viteza cu care se mișcă această relație. Aici în martie o să vreți foarte mult să o împingeți la următorul nivel, s-ar putea să dați un ultimatum partenerului sau partenerei voastre, s-ar putea aici în aprilie efectiv să încercați să faceți o demonstrație din asta de forță, nu că eu vreau neapărat să ne căsătorim sau vreau neapărat să avem un copil și pur și simplu partenerul sau partenera voastră să nu fie pregătită pentru așa ceva la acest moment. Mare atenție aici, în lunile martie-aprilie, dacă sunteți dispuși să faceți acest risc, dacă sunteți dispuși să dați acest ultimatum, să puneți piciorul în prag și să insistați neapărat ca lucrurile să se întâmple după orarul vostru, după cum vreți voi,
e posibil ca pe perioada verii să aveți parte de niște suferințe, de un răspuns poate la care nu v-ați așteptat. Pentru că acest paș de monede mi-arată că partenerul sau partenera voastră este într-adevăr o persoană stabilă. Își dorește o relație de viitor cu voi, dar pur și simplu ia lucrurile mai încet. Caută o creștere graduală, treptată, mai înceată pentru această relație. Vrea să se asigure că într-adevăr toate lucrurile sunt bine puse la punct. Voi aveți impresia că sunteți aici la 9 de cupe, că totul e minunat și că gata, e momentul să trecem la pasul următor. Dar partenerul sau partenera voastră s-ar putea pur și simplu să nu fie pregătit pentru acest lucru. Iar acest ultimatum, acest pus piciorul în prag foarte drastic, s-ar putea să-i sperie și să nu aibă efectul pe care voi vi-l doriți. Aici forța pe partea asta de dragoste îmi demonstrează că e posibil ca lei să trebuiască să demonstreze autocontrol în acest an, da? Mai ales în prima parte a anului. Forța nu e neapărat puterea voastră de a vă manipula sau de a vă controla partenerul sau partenera, ci este puterea de a vă autocontrola pe voi înșivă, astfel încât să mergeți la pas cu partenerul sau partenera voastră, să fiți pe aceeași viteză, pe aceeași lungime de undă. Pentru cei care sunteți singuri pe situația de dragoste, e posibil aici pajul de monede să apară la început de an ca o nouă persoană în viața voastră, o persoană care, da, după cum v-am zis, se mișcă încet, lucrurile o să evolueze încet, dar o să evolueze într-o direcție foarte stabilă, pentru că această persoană nu este genul care caută doar o aventură, caută o relație de viitor. Așa că fiți foarte atenți aici la felul în care comunicați cu această persoană, asigurați-vă că înțelegeți exact care este limbajul de iubire al acestei persoane, astfel încât să nu o speriați prin toată pasiunea și focul vostru. Nu toate relațiile sunt la fel, nu toți oamenii sunt la fel, fiecare iubește în felul său propriu. Dacă doriți ceva stabil cu această persoană, asigurați-vă că îi înțelegeți limbajul de iubire. Pe partea de sănătate avem aici karma. O să fiți răsplătiți în funcție de efortul depus în trecut. E foarte simplu. Cei care ați urmat tratamentul, ați urmat terapia, dieta sau exercițiile, sportul, dar orice trebuia să faceți pentru starea voastră de sănătate, în prima parte a anului o să fiți răsplătiți. Cei care nu ați făcut aceste lucruri, aici în luna aprilie o să văd un moment de cotitură în care va trebui neapărat să faceți o schimbare, pentru că forța vă reprezintă pe voi, este zodia voastră, apare leul în prim plan aici în luna aprilie și e posibil ca aici să se pună accentul asupra corpului vostru fizic și să fiți nevoiți să faceți o schimbare. Pot să vă zic mai multe despre karma, este o carte neutră care depinde de energia fiecăruia, de karma pe care a acumulat-o fiecare. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică această carte pentru fiecare dintre voi. Hai să trecem mai departe. Pe bani, carieră, situație financiară apare încă o dată nouăle de cupe. Se pare că la începutul anului leii sunt foarte mulțumiți de jobul lor, de afacerea lor, de situația lor financiară. Dar aici în luna februarie, da, după cum ziceam, cu optul de cupe, vă vin niște idei, vă dați seama că se poate și mai bine, că puteți să obțineți mai mult, că puteți să faceți mai mult. Și aici în luna martie o să vă concentrați foarte, foarte mult pe fie o nouă afacere, un hobby din care puteți să faceți niște bani suplimentari sau pe anumite activități la locul de muncă care să vă ducă către o viitoare promovare, către o viitoare mărire de salar. Forța, aici pe prima linie, zodia voastră, leul care a apărut în etalare, îmi arată că sunteți pe direcția corectă de carieră, da? Sunteți pe traiectoria corectă din acest punct de vedere, vă va duce către o mult mai mare împlinire, nu doar financiară, ci și emoțională. Veți avea aici toate aceste 9 cupe pe care le doriți să le afișați ca pe niște trofee, dar va dura până veți atinge acest scop, acest țel economic pe care îl aveți. Va trebui să demonstrați aici pe jumătatea anului autocontrol, răbdare și
să așteptați ca lucrurile să se desfășoare, adică mi se pare aici că pe primul trimestru, în primele 4 luni, voi veți face tot ce este fizic posibil din punctul vostru de vedere ca să faceți în această direcție. În al doilea trimestru, nu cred că lucrurile mai sunt neapărat atât în controlul vostru, ci vor fi în mâinile altor oameni. Hai să vedem. O carte pentru dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Bun. Hai să ne uităm la ele una câte una. Au ieșit aici trei arcane majore. Deci, acest al doilea trimestru al anului 2021, lunile mai, iunie, iulie, august vor fi clar niște luni foarte importante pentru lei, pentru că avem aici doar arcane majore. Hai să ne uităm mai întâi la situația de dragoste. Aici a ieșit soarele. Este cealaltă carte care în tarot este asociată cu zodia leului. Soarele mi-arată că pe partea de dragoste, jumătatea anului o să vină cu foarte multe lucruri pozitive pentru lei. Chiar dacă va trebui aici să așteptați, să aveți răbdare, lucrurile cresc într-o direcție foarte pozitivă pentru voi. Chiar dacă aici, prin luna iunie, o să fiți blocați, o să fiți bulversați, e posibil ca vacanța pe care o să o luați împreună cu partenerul sau partenera în luna iulie, efectiv să vă dea o nouă viziune asupra relației voastre și să vă aducă tot ceea ce vă doriți de la această relație. Partea asta de mai-august va fi o perioadă foarte, foarte frumoasă pentru relația voastră. Pentru cei care sunteți singuri, e posibil să întâlniți aici o persoană, o persoană solară, o persoană creativă, foarte focoasă, foarte pasională, cu care să începeți o relație de lungă durată. Da, lucrurile o să aibă suișuri și coborâșuri, dar în esență lucrurile vor merge către o direcție foarte, foarte pozitivă pentru voi pe partea de dragoste. În sănătate avem aici luna, cartea care în tarot este asociată cu zodia peștilor. A ieșit soarele și luna pe jumătatea anului, ce să vă mai zic. Aveți toate uneltele necesare ca să obțineți ceea ce vă doriți. Luna ne vorbește și despre emoții, despre intuiție. Prin urmare aici e foarte important să vă urmați intuiția. Dacă cumva aici în luna aprilie, martie aprilie, ați început un nou tratament, o nouă dietă, ați început să faceți sport, nu vă așteptați aici în luna mai ca deja rezultatele să fie spectaculoase și să se vadă peste noapte. Nu, va dura ceva până când se vor vedea aceste rezultate. Dar ele vor veni, șaptele de monede vine clar cu promisiunea unor rezultate foarte favorabile, doar că durează până când vin aceste rezultate. Și până când vin aceste rezultate pe corpul vostru fizic, este foarte important să lucrați asupra mentalului vostru și asupra emoționalului vostru. Optul de săbii aici ne arată împreună cu luna că puteți să rupeți anumite legături emoționale care erau destructive pentru voi. Și aici la ce mă refer? Nu neapărat la legături emoționale cu anumite persoane, cu toate că pentru o mică categorie de lei s-ar putea să se refere la ruperea unor astfel de relații toxice. Dar mi se pare că această carte vorbește mult mai mult de anumite pattern-uri, anumite lucruri care se întâmplă în subconștientul vostru, care erau toxice pentru voi. Și aici luna aruncă această lumină către zona asta din subconștient. O să vedeți unde vă blocați singuri, unde sunt aceste blocaje interne în subconștientul vostru și să puteți aici în lunile iulie și august să rupeți aceste blocaje și să reușiți să treceți mai departe. Mai ales dacă aici în luna iulie aveți grijă de voi, vă acordați suficient timp pentru a vă odihni, pentru a vă reîncărca bateriile, cu siguranță aici către sfârșitul verii, către luna august, o să vedeți lucrurile dintr-o cu totul și cu totul altă perspectivă, din punct de vedere mental, din punct de vedere al lucrurilor care se întâmplă în subconștientul vostru, o să fiți o cu totul și cu totul altă persoană la finalul verii. Nu o să vă mai lăsați controlați de aceleași lucruri care vă duceau în niște tipare destructive. Și hai să vedem acum în legătură cu bani, carieră, situație financiară. Aici avem moartea. Cartea care în tarot reprezintă zodia scorpionului. Moartea ne arată și niște transformări. Transformări spectaculoase care vin
pentru binele nostru. E posibil ca în partea asta a anului, între lunile mai și august, să aibă loc în viața voastră niște transformări la care nu v-ați așteptat, care vin cumva furtunos, spectaculos în viața voastră și inițial vă cauzează un pic de panică, un pic de tristețe. E foarte important aici în luna iulie să faceți un pas înapoi, să nu vă panicați, să priviți lucrurile din altă perspectivă și o să vă dați seama că toate aceste transformări, toate aceste modificări, schimbări care apar în viața voastră sunt în ultima instanță pentru binele vostru. Vă vor aduce mai multă stabilitate financiară pe termen lung. Chiar dacă pe termen scurt pare să fie o pierdere, este o pierdere aparentă, pentru că în esență nu pierzi nimic. Lucrurile nu se pierd aici financiar, ele se transformă. Pentru o parte dintre voi s-ar putea ca această perioadă anului, trimestru 2, da, lunile mai, august, să vină cu schimbări în organigramă la locul de muncă. Vi se schimbă șeful, nu mai faceți parte din aceeași echipă, vi se schimbă orarul de muncă sau firma își mută sediu, ceva se schimbă. Nu vă panicați, schimbările o să fie pozitive. Da, în perioada asta, mai, august, lucrurile o să fie neclare, o să fie incerte, nu știți exact la ce să vă așteptați, dar este foarte important să nu vă panicați din cauza asta și voi să vă vedeți de treabă. Pentru cei care sunteți antreprenori, moartea vine aici cu o schimbare în afacerea voastră. E posibil să pierdeți anumiți clienți, dar lucrul acesta să vă dea ocazia să mergeți după alți clienți mai mari, mai importanți. E posibil să pierdeți anumiți colaboratori, fiți fără frică că în perioada de toamnă o să apară în viața voastră niște colaboratori mai buni decât cei pe care i-ați avut în trecut. Să nu vă fie frică de aceste schimbări, vor fi niște schimbări pozitive. Este foarte important să înfruntați viața cu o atitudine pozitivă în fața acestor schimbări care vor veni peste voi, că vreți, nu vreți, ele vin. Bun, și acum hai să clarificăm ultimul trimestru. Lunile septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, ok, avem aici o carte care a vrut să iasă, doiul de monede pe partea de dragoste, patru de cupe pe partea de sănătate și cavalerul de bâte pe partea de bani, carieră, situație financiară. Hai să le luăm individual pe fiecare. Doiul de monede este o carte de alegeri, este o carte care ne indică o ezitare între două opțiuni, între două variante și acum finalul de an vine cu nevoia de a face o alegere în dragoste. După blocajele și revelațiile care au apărut la mijlocul anului, spre sfârșitul anului, acest doi de monede împreună cu treiul de bâte și cu asul de săbi ne arată că în lunile septembrie-octombrie leii vor trebui să iau o decizie. Dacă oscilați între doi parteneri, între două variante de a continua mai departe cu relația voastră, aici este foarte important să luați o decizie pentru că finalul anului vă promite foarte multă stabilitate. Dar toată această stabilitate din patru de bâte și din pajul de monede nu are cum să vină la voi dacă nu luați o decizie. Dacă voi tot oscilați aici între două variante și nu vă hotărâți în ce direcție vreți să mergeți mai departe, cu ce partener vreți să mergeți mai departe, cum vreți să evolueze relația voastră de aici încolo, păi n-aveți cum să construiți pe această fundație stabilă, n-aveți cum să construiți ceva împreună cu acest paj de monede. Trebuie mai întâi să luați o decizie și cred că decizia asta va fi foarte importantă aici în lunile septembrie-octombrie. E posibil ca în septembrie să se întoarcă cineva din străinătate pentru lei. În octombrie să aflați un adevăr care vă era înainte ascuns și lucrul ăsta să vă oblige cumva forțat, dorit nedorit cumva să luați o decizie. Să nu vă fie frică de această decizie pentru că veți alege varianta mai stabilă, veți alege varianta care o să vă aducă foarte, foarte multă împlinire. Da, iarăși vedem aici cu pajul de monede că lucrurile o să se dezvolte treptat, o să crească organic, o să crească poate mai încet decât și-ar dori nativul din Zodia Leu, dar
vor merge către o direcție foarte stabilă. Nu o să fie doar foc și pasiune, o să fie și stabilitate. Hai să vedem, pe partea de sănătate avem aici 4 de cupe. 4 de cupe îmi indică că o să găsiți soluția pentru problema voastră de sănătate, doar că nu o să vă placă medicamentul. Medicamentul pe care îl primiți, tratamentul pe care îl primiți, vine aici într-o cupă și vouă nu vă place gustul acestui medicament, nu vă place cupa în care vine împachetată. Faceți mofturi ca un copil mic care refuză să înghită pastila pentru că nu îi place textura, forma, culoarea sau gustul acesteia. Dacă refuzați să acceptați această soluție, dacă refuzați să acceptați acest tratament, aici 3-ul de bâte mi-arată că o să revină în forță problema voastră de sănătate și cu asul de săbi o să vă oblige către direcția aceasta de tratament. Să nu vă fie frică de acest tratament sau de această terapie, pentru că aici 4-ul de bâte mi-arată că o să aibă un efect foarte pozitiv asupra voastră și 4-ul de monede mi-arată că va fi un efect îndelungat, pe termen lung. E posibil ca o parte dintre voi să fie nevoiți acum să înceapă un tratament pe care știți că o să trebuiască să-l duceți împreună cu voi pe tot restul vieții, dar asta este, dacă vreți 4 de bâte, dacă vreți stabilitate, fericire, împlinire, dacă vreți o stare de sănătate bună, va trebui să acceptați această pastilă chiar dacă este amară. Pe partea de bani, carieră, situație financiară avem aici cavalerul de bâte. După toate transformările care au venit peste voi în trimestrul 2, trimestrul 3 cere de la voi un singur lucru. Să acționați cu integritate, cu vitejie, să nu vă fie frică. Pentru că lucrurile merg într-o direcție foarte pozitivă pentru voi din acest punct de vedere. Veți avea norocul de partea voastră, soarta va fi de partea voastră. E posibil aici în septembrie să încasați niște bani, poate pe care nici măcar nu mai sperați că o să-i vedeți vreodată. Și în urma unor informații care vin către voi aici în luna octombrie, să puteți să vă refaceți planul, să vă regândiți planul pentru finalul anului, astfel încât să terminați anul în forță, să-l terminați pe plus, să nu ieșiți în deficit, să meargă lucrurile bine pentru voi. Pentru cei care sunteți angajați, dar nu sunteți antreprenori, ci aveți pur și simplu un loc de muncă, aici 3-ul de bâte, în luna septembrie, vine cu posibilitatea unui câștig neașteptat, nu o să fie un câștig fenomenal, adică nu vă așteptați să câștigați neapărat lozul cel mare la loto, dar o să vină niște bănuți spre calea voastră și e posibil ca în luna octombrie la locul de muncă să vi se ofere un proiect nou sau să începeți niște activități noi care o să vă aducă mai multă stabilitate, o să vă asigure longevitate la acest loc de muncă și niște bănuți în plus la salar. Per total, o energie foarte frumoasă pentru lei, pentru anul 2021. Aveți foarte multă susținere de la Univers, mai ales dacă vorbim de săgetători sau de alți lei. Alte zodii care au ieșit importante în această etalare sunt Scorpionul și Peștii. Și înainte să terminăm acest video, vreau să vă las cu un gând frumos pentru anul 2021, o să scoatem un card din aceste cărți, Puterea Gândului. Până când amestec eu cărțile, nu uitați să îmi lăsați în comentarii cum se aplică acest video, această interpretare pentru voi. Nu uitați să vă uitați și la interpretarea pentru ascendent, lună sau orice zodie în care aveți o aglomerare de planete. Iar dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un like. Bun, cartea care a sărit pentru zodia leului, gândul cu care vă las pentru anul 2021 este că trecutul s-a dus. Lăsați trecutul în spate. Aceasta este o nouă zi, una pe care n-am mai trăit-o niciodată. Mă aflu în prezent și mă bucur de fiecare clipă. Bucurați-vă de anul acesta, bucurați-vă de toate evenimentele pe care o să le trăiți în acest an, pentru că o să vă ducă într-o direcție foarte frumoasă în viața voastră, în toate planurile, afectiv, financiar, de sănătate,
În orice vă doriți voi, puteți să obțineți lucruri absolut minunate în acest an 2021. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și în celelalte videouri. Până data viitoare, pa, pa!